Ocrotitorii învățământului teologic au fost sărbătoriți și la Sibiu. Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană a fost săvârșită cu acest prilej de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, împreună cu preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. La Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită astăzi la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, au participat profesori și studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna, precum și numeroși credincioși. La finalul slujbei, înalt preasfințitul Părinte Laurențiu a oferit Părintelui Arhidiacon Ioan Ică Junior Ordinul Sfântul Ierarh Martir Antimi Viranul din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Ei nu au fost doar profesori de teologie, au fost învățători ai bisericii. Și în biserică, teologia nu înseamnă să vorbești numai despre Dumnezeu, în biserică teologia înseamnă să vorbești cu Dumnezeu. Deci biserica vorbește despre Dumnezeu atunci când vorbește cu Dumnezeu la rugăciune. Și care e marea rugăciune a bisericii? Este Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, cea pe care ne pregătim și să o săvârșim cu toții și în această minunată zi de sărbătoare. Nu? Toată teologisirea bisericii, a părinților capadoceni și a Sfântului Ioan Gură de Aur, o găsim concentrată în rugăciunea liturgică, în rugăciunea aceasta minunată în care Sfinții Părinți au concentrat toată taina lui Dumnezeu. Nu? La slujbă a fost prezent și rectorul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Sărbătoarea noastră o răsfrângem și asupra studenților din universitatea noastră, de aceea, în mod special, mulțumim domnului rector prin prezența sa aici și a celorlalți profesori care sunt prezenți, au fost și sunt prezenți aici, pentru ca Dumnezeu să ne ajute ca împreună să putem împlini o lucrare pe care o avem noi. Una din cele trei lucrări pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a împlinit și le-a lăsat ca moștenire slujitorilor altarului. Lucrarea sfințitoare, lucrarea învățătorească și lucrarea conducătoare, pastoral-misionară. Iată, cea învățătorească o împlinim și noi, pregătind pe cei care vor deveni slujitorii Sfintelor Altare. Sărbătoarea a continuat în aula Mitropolit Ioan Mețianu a Facultății de Teologie, unde au fost susținute două prelegeri dedicate Sfinților Trei Ierarhi. Bucuria zilei de astăzi, sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, am trăit-o și la Sibiu, în Catedrala Mitropolitană și în Facultatea de Teologie. Așa cum este obișnuit, de fiecare dată oficiem Sfânta Liturghie, avându-l prezent pe înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, și astăzi a fost prezent și preasfințitul Părinte Episcop Vicar Ilarion. Iar apoi, în aula Facultății de Teologie, a urmat sesiunea festivă cu două comunicări, una rostită de Părintele Profesor Aurel Pavel și cea de-a doua rostită de domnul asistent Dragoș Boicu, evocând personalitatea Sfinților Trei Ierarhi sărbătoriți astăzi. La final, înalt preasfințitul Părinte Laurențiu i-a felicitat pe toți cei care au organizat sărbătoarea facultății de anul acesta.